Piața Unumai din Târgoviște a fost multă vreme principala zonă comercială a orașului. Clădirea în care astăzi sunt adăpostiți comercianții a fost inaugurată încă de pe vremea primarului Iulian Furcoiu, care a decis să le construiască piețarilor de la Tarabe o piață acoperită, civilizată, pentru a nu mai fi nevoiți să-și desfășoare activitatea în aer liber. Clădirea a fost construită pe două nivele cu spații extrem de mici, care în timp nu s-au dovedit a fi cea mai bună alegere. De la apariția supermarketurilor, micii comercianți din piață au fost serios afectați, mulți dintre ei lăsându-se păgubași de afacerea din care, oricum, nu se îmbogățește nimeni. De câțiva ani, primăria nu mai încasează chiria de pe etajul superior, întrucât comercianții au renunțat la acele spații. Nici la etajul 1 nu sunt în prezent toate magazinele ocupate din același motiv, vânzările în ultimii ani au scăzut drastic. În condițiile în care în interiorul pieței spațiile stau goale, în jurul clădirii comerțul înflorește. Câteva zeci de spații funcționează și acelea pe terenuri ale municipalității pentru care plătesc chirie. Sunt și cazuri când primăria Târgoviște a dat terenul în concesiune pe zeci de ani și acolo își desfășoară activitatea alți comercianți. Pe lângă aceștia sunt cei aflați pe terenurile proprietate privată pe care deținătorii lor le-au închiriat diferiților agenți economici. Estetica pieței este dată acum de toți aceștia la un loc. Iată contextul în care parte dintre consilierii locali, în speță reprezentanții ai PNL, vin să ceară curățenia în jurul pieței și dărâmarea chioșcurilor și dughenelor, pentru că acestea nu dau un aspect civilizat urbei. Au de gând să pună în loc, acum este fabulos, vorba lui Radu. Dacă ar face ceva nou, credeți că ar trebui de schimbat asta? Da, nu în totalitate, așa, să selecționeze. Vreau să spun că acele spații au destinație comercială, nu au niciun fel de altă destinație. Mai mult decât atât, am observat o unitate de măsură diferită atunci când s-a pus în discuție un proiect de hotărâre care viza unul din consilierii locali ai Partidului Național Liberal, practic votându-se în corpore acel proiect de hotărâre. Mi se pare o vendetă politică care a fost lansată de către Partidul Național Liberal, însă victime sunt niște comercianți nevinovați. Victima este și primăria, care pierde astfel încasări de aproape 2 miliarde de lei, în vreme ce comercianții respectivi își vor căuta, cu siguranță, un alt chiriaș. Și nu se gândesc că oamenii rămân fără servicii? Asta trebuie să gândească. Și așa orașul e mic și nu se găsește de lucru. Că chirie la primărie 11 milioane și... Ce spațiu ăsta. Nu este deloc bine. Nu e decizie bună. Sincer, nu e decizie bună. Și în caz de vor desfința, ce veți face atunci? Unde vă veți duce? În altă parte. Ce se face? Dacă așa au hotărăsc ei să desfințeze, căutăm un loc mai bun. 80% sunt curte la oameni. Deci așa? În cazul ăsta n-are ce să facă, deci nu poate să dărâme nimic. Deci aici pe Facebook a apărut exact magazinul meu, magazinul femeia asta de lângă mine. Păi să zic, hai că eu sunt pe domeniu public, dar sunt cu concesiune. Dar e în curte, ce să-i facă ea? Pescăria, am eu pește. Da. Păi cum să mă întreb dacă e în curtea femeii? E în curtea babii. Nu e pe domeniu public. Așadar, curățenia pe care nu au făcut-o cât timp au fost la putere și vor să o facă abia acum consilierii liberali, e cam greu de făcut și pe terenurile privaților, mai ales că nici la momentul de față orașul nu are un plan urbanistic general din care să reiasă o strategie privind amenajarea teritoriului și dezvoltarea viitoare a localității. Mai degrabă, intenția ar fi ca noua piață care funcționează mai mult sau mai puțin legal chiar în vecinătatea pieței 1 Mai pe strada Locotenent Stan cu Ion și clădirea aflată în prezent în lucru să-i atragă ca un magnet pe comercianții pe care primăria îi refuză.